dar vorbim și despre, iată, psihoterapie, pentru că n-aș spune că este ceva la modă sau în vogă, ci este o formă, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, este o formă de igienă emoțională și de igienă relațională. De cele mai multe ori, noi suntem cumva tributari unor tipare relaționale, noi suntem tributari unor paternuri și de asemenea unor stiluri de atașament care vin, iată, din copilărie.